Au zis băieții la vestiar, fericire mare după meci? Da, da, să știi că nu era, să zici că... În afară că ne-au certat pe analiști, pe jucaia aia... Nu, erau chiar ok așa băieți, erau veselie la asta așa normală, după un meci care l-ai câștigat. Le-a fost frică că nu se mai joacă meciul? Ce ai vorbit cu el la vestiar? Nu, n-am avut timp să îți dai seama, te duci, trebuie să vorbești cu fiecare... le iei în brațe, să-l feliciți. Dacă era domnul Burleanu președinte, poate... Nu, dacă nu era domnul Burleanu președinte, eu vă spun că ăștia de la Kosovo nu mai ieșeau. Eu cred că a fost un telefon pe firul scurt către Kosovo, către delegație de la UEFA și le-au spus ieșiți și jucați, pentru că ei, uitați-vă la ei, ne-au provocat permanent și când au ieșit la încălzire s-au dus în exact. Mihai, ai văzut asta? Tu ce crezi? Păi nu te întreb, nu? Eu văd orice nu se vede. Asta zic, ai văzut? Orice nu se vede. Ești de acord că ne-au provocat tot timpul? Vrei să spun ceva? Am început de la o sticlă de apă care portarul lor a aruncat-o către acei băieți din, cum se numesc, unii sub tricolor. De acolo a început totul? De acolo a început totul. Da? E filmat. Da? Horia, avem un președinte federației care nu-l dorește nimeni, un antrenor care nu știe nimic, o echipă națională care nu ne-a bătut nimeni și suntem total nemulțumiți. Deci cum a început Mihai? Portarul lor e filmat, a aruncat cu sticla către galerie. Așa am înțeles că a fost filmat, a aruncat cu sticla și de acolo a început nebunia. Dar ei văzut cum ne-au provocat? Tot timpul. Când au ieșit? Și când au ieșit. Nu! Gândiți-vă la Florinel Coman. Prima fază, capitanul lor se rostogolește în fața galeriei noastre. Adică clar să arunce aia cu ceva să se oprească meciul. Și presiunea care o pun pe arbitru când ies 3-4 inși și acolo când revin pe teren. Ei și-au pregătit scenariul, mă, pentru orice fel de posibilitate de a lua 3 puncte la București. Exact. Și pe teren și în afara terenului. Da. După părerea mea, pentru că dar știi că nu poți să păcălești, uite-te și tu aici, atâția oameni sunt, au același sentiment, pentru că au trăit fotbalul ăsta în viu, în vivo, cum spun ăștia până în Argentina. N-au cum să te păcălească o echipă care vrea să facă totul să obțină cele 3 puncte sub orice formă. N-ai cum. Da. N-ai cum. Și sunt jucători cu experiență aici. Nu vorbim de jucători care, zic eu, joacă doar la, cum se numește echipa aia, Balcanii, nu mai știu cum acolo. Sunt jucători care joacă în toată Europa, sunt unși cu toate alifiile, în toate campionatele puternice în care... Știți și voi că se face aproape orice pentru a ajunge în vârf, nu? Asta e. Deci m-am uitat la... Dar totul a pornit de la acea sticlă, nu? Da, da, da. Aruncat. Dar bun, asta nu-i scuză nici pe cei de acolo pentru tot ce au făcut. Mai înțeles, nu-i scuză. Pentru că e riscul foarte mare. Nu e o scuză, dar de asta fac un apel către ei să înțeleagă că atunci când ai în față un adversar cu experiență și care știe să speculeze orice lucru să te provoace să răbufnești și să faci... Nu, dar mă uitam la capitanul lor cu Coman când au ieșit, s-a rostogolit în față doar să mai arunce aia, să se termine meciul. Pentru că, cum zice Mihai, a fost scenariu premeditat. Ei trebuiau să câștige, nu mai conta, cum trebuiau să câștige la București. Sigur,